Bună ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. După cum am discutat ieri, euro-USD-ul chiar a reușit să spargă acest nivel de maxim de la 1.3186, susținut și de partea fundamentală, a atins 1.3240, puțin mai sus a format un maxim la 1.3255, după care pare să respingă din această zonă și să corecteze. Acum noi ne putem orienta la un suport local la 1.3216 sau mai jos 1.3186 în cazul în care acesta va fi retestat și linia de trend care vor crea împreună o zonă destul de bună de suport și să sperăm că nu va reuși să spargă. Totuși, dacă va reuși să facă acest lucru, ne putem poziționa pentru o viitoare mișcare corectivă ceva mai amplă. Pentru partea ascendentă ar trebui să urmărim un breakout peste 1.3254. O simplă închidere peste acest maxim ar putea duce la retestarea nivelului de 1.3280 sau poate chiar ceva mai sus, 1.33 ar fi următorul nivel rotund pe care euro-dolarul ar putea să-l testeze. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.